Sănătate și bine revenit printre maturi cripto la o nouă ediție a știrilor pe scurt din lumea criptomonedelor. Creditorul Crypto Celsius și exchange-ul în faliment FTX au fost văzuți în ultima săptămână că au mutat volume mari de criptomonede, în special Ethereum, către bursele centralizate. Piața de monede meme depășește trendul descendent al criptomonedelor cu o creștere de 3,2% condusă de câștigurile Doge și Bonk. Elbank a anunțat lansarea celui de-al patrulea său Launchpad împreună cu proiectul EcoLink pe 26 ianuarie. În statul Indiana a fost introdus un proiect de lege pentru drepturile deținătorilor de criptomonede și pentru a ține guvernul departe de problemele legate de cripto și blockchain. Web3 se confruntă cu obstacole de reglementare în Africa, ce încetinesc progresul. Analiștii sunt optimiști pentru Solana și Pulix, iar Stax vizează mai multe câștiguri. IOTA se ridică la noi culmi, transformarea dronelor cu securitate de ultimă oră. Tokenizarea activelor din lumea reală este o nouă frontieră în cripto, iar Everlodge și Hedera pot profita de asta. OpenSea lucrează la actualizarea platformei 2.0, urmărirea NFT-urilor Solana și Ordinals. ETF-urile spot Bitcoin vor schimba perspectiva asupra criptomonedelor. CEO-ul Vanguard spune că investitorilor nu ar trebui să pună Bitcoin în portofoliul, deoarece nu are valoare în sinea lui și nu are niciun flux de numerar. Sentimentul pieței cripto devine neutru la câteva zile după aprobarea ETF-urilor Bitcoin. Denumirea de safe haven a Bitcoinului ar putea fi testată în curând, deoarece o recesiune ar putea să apară în Statele Unite, sugerează piața de obligațiuni. Cele mai importante criptomonede de urmărit în această săptămână: Bitcoin, XRP și Shiba Inu. Exchange-ul Bitfinex împiedică un exploit în valoare de 15 miliarde de dolari asupra monedelor XRP deținute pe platformă. O balenă cripto a transferat 26 de milioane de monede XRP către Bitstamp. Speculațiile despre un posibil ETF XRP cresc, iar Valkyrie prognozează creșterea ulterioară a aprobării ETF-urilor Bitcoin. Jurnalistul de la Fox Business spune că CEO-ul BlackRock, Larry Fink, abia știe că moneda XRP există și din această cauză Larry Fink nu a putut răspunde la întrebarea despre ETF-urile XRP. Larry Fink știe despre XRP deoarece Robert Michnik, șeful global al activelor digitale de la BlackRock, este venit de la Ripple. Airdrop-ul pentru monedele Evernote este gata și îi poți da claim pe pagina collect.evernote.org. Potrivit unui raport publicat luni din Biroul ONU pentru droguri și criminalitate, moneda stabilă USDT se află în centrul unei industrii pline de escrocherii și a galvanizat bandele criminale organizate din sudul Asiei, ce folosesc cazinourile de pe piața neagră pentru a spăla fonduri ilicite. ETH Gate, un alt hack din mai 2016, care precede hack-ul DAO cu câteva săptămâni, arată că s-au furat peste 180.000 de Ethereum din exchange-ul Gatecoin cu sediul în Hong Kong, iar hackerul a încurcat și a finanțat unul dintre portofelele care au primit fonduri printr-un portofel urmăribil, ce are legături strânse și interesate cu fundația Ethereum și membrii echipei de bază existente. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.